Dragi telespectatori, bine vă regăsesc la Opinii Avizate, prima emisiune de după alegerile parlamentare și asta pentru că ieri am stat, s-au așezat lucrurile. Alături de mine este doamna Flora Ordean, jurnalist. Îi mulțumesc tare mult pentru prezența, atât de cunoscută dumneavoastră. Este o premieră, o emisiune cu mine și vă mulțumesc tare mult, doamna Flora. Și eu îți mulțumesc, chiar eram dornică să fac un schimb de opinii avizate, cum le spui tu, să disecăm ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, deși, așa cum ai constatat și tu, foarte puțin din concitadinii noștri știu de ce au mers la vot. Da. Au venit la vot puțin și știut, din cei care au venit așa puțin. Este. Am constatat cu tristețe din voxurile pe care le-am realizat în ziua votului că oamenii nu cunoșteau cine sunt candidații și nu știau semnificația votului. Mulți ne-au spus că și aleg primarul, ceea ce e foarte trist, într-un oraș în care avem, iată, 4 televiziuni locale, avem presă scrisă și se presupune că ar trebui să fim măcar puțin informați. N-a fost așa. Am concluzionat noi votul un drept uitat, așa am spus, și cam asta e. Dacă ne uităm pe statistici și vedem procentul de sub 40% prezență la vot în județ. Cu toate acestea a fost mai mult, 36,99 la pe nivel de județ, 37,51 la Roman, iar național 39,49, deci sub votul celor de la nivel central. Asta deși mi-aminteam că în 2012, când candida doamna Udrea la Roman, era 9 decembrie, pe atunci ziua alegerilor, era extrem de frig și o zăpadă destul de mărișoară, că mi-amintesc că aveam la fiecare secție de votare la intrare câte o măturică să ne curățăm cizmulițele. Iată, deși au mizat pe vremea frumoasă și pe faptul că nu a fost zăpadă și că măcar pensionarii vor veni toți la vot, n-a fost așa. Și răspunsurile oamenilor au fost simple. Suntem dezamăgiți sau nu ne mai așteptăm la nimic din partea politicienilor? E și aceasta poate o formă de boicot împotriva clasei politice prin neprezență. Vreau să spun că prea multe nereguli n-am constatat, deși eu am ieșit din casă și am votat printre primii. A fost de așa natură că unul din candidații de la PMP a putut să fie primul la secție de votare. La 700, ce, da. La 700. E vorba de domnul Antal, da, de la, da, Partidul Mișcarea Populară. Și atunci am zis, dacă tot am ieșit din casă, hai să mă duc și eu la vot. Eu am votat la grădinița cu program prelungit din Ecaterina Teodoroiu. Da. Chiar am reproșat președintei secției de votare și am anunțat ulterior și pe domnul Carnariu. Deasupra a două cabine de vot era un bec chior, iar numele candidatilor scrise așa de mici, trebuie să le dibuiești. Îți dai seama câți au votat în necunoștință exact de cauză și câți... N-au studiat acea listă de candidați. Comentăm puțin despre cine sunt fericiți și cine sunt cei dezamăgiți. Vă mărturisesc că ieri am dat câteva telefoane și prea puțini au fost cei care și-au dorit să fie prezenți într-o primă emisiune, spunând că nu sunt ei dispuși să lingă rănile PNL, eventual să își asume victoria pentru PSD doar ei. Și atunci am avut o problemă în a-i convinge să vină și să fie primii care discută. Pe de altă parte, discutăm despre un rezultat rușinos pentru PNL, spune toată lumea, dar aș vrea să ne referim strict la Roman, unde a candidat primarul Laurențiu Leoreanu, care în vară la locale a avut un scor de 70%. Cel mai mare scor de țară. Da? Dar trebuie să spunem așa, atunci oamenii au votat numele lui Laurențiu Leoreanu pe... Și au știut exact, aleg primaria. Exact, acum habar n-au iar avut acum au votat un partid, un PNL. Plus, da? Că primarului Leoreanu îi se reproșează de data aceasta și o inconsecvență. La abia 3 luni, când tu ți-ai propus să mai fericești pentru al treilea mandat marea familie romașcană, să vii și să spui că dai bir cu fugiți în Parlament, cam greu și cu o campanie atât de ostilă din partea
PSD-ului, care avea de recuperat eșecul de la alegerile din vară și a făcut-o de așa manieră încât, din nefericire, spun eu, pentru interesul democrației, să cam înroșit harta României și chiar a județului, ceea ce chiar este de... Așa este. Este motiv de îngrijorare. Vedeam că la nivel național, după redistribuire, se discută deja despre faptul că PSD ar reuși să facă chiar singur majoritate și la Camera Deputaților și la Senat. 47 și se socoteau ultimele alegeri, însă iată că Biroul Electoral Central n-a reușit să facă acea redistribuire, așa că la ora actuală suntem singuri numai pe anumite mandate. Da, și o să discutăm, o să vedem exact care sunt candidații. Întorcându-ne la domnule Oreanu, la domnul primar, noi l-am întrebat, vă amintiți și în conferințele de presă și în timpul emisiunilor și de dinainte de campania electorală, domnule, nu crezi că dezamăgești dacă pleci acum? Pe de altă parte, el spunea că s-a gândit la o traiectorie sau la un drum legat, că dacă ar fi așteptat să termine mandatul și să aibă o pauză de 3 luni în anonimat, după care să revină ca și candidat la Parlament, s-ar fi temut că nu s-ar mai fi bucurat de această notorietate. Și atunci o fi ales el varianta cea mai bună? Nu mi-a explicat că ar fi vorba de notorietate. La mine s-a legat de motivul acela bine cunoscut al refuzului Consiliului Județean. O să vedem azi dacă în sfârșit se îndură să ne dea banii pentru aparat. Și țin minte că el avea un discurs ușor cam caragelian, pe modul acela mă refeream la discursul lui Cațavencu, care lupta pentru fericirea țărișoarei sale, domnul primar a marii familii Romașcane. Nu-i neg bunele intenții, nu-i neg de asemenea dorința de a face bine romanului și a faptului că în cele două mandate ale sale romanul arată cu totul și cu totul altfel, asta este de recunoscut, însă cam ușor patetic mi s-a părut discursul său politic, mai ales pe partea aceea în care se știe falia dintre noi și Piatra Neamț. Eu, corect, cel puțin ca și om de presă, sincer să fiu, mă simt marginalizat de autoritățile județene, deși domnul primar susținea că prea puțin mai depinde romanul de... Nu e chiar așa, și am văzut și reacția colegilor din presa de la județ, din păcate. Bine, care știi că nu încep să, exact, încep să atace efectiv colegii din presa de la Roma. Păi asta, eu am fost una din persoanele atacate, pe motivul că am avut curajul, mai puțin ca jurnalist și ca și cetățean, să atac această nedreptate. Nu mi s-a părut corect să fie legat finanțarea aparatului de radiologie cu aceea culoare politică a primarului de la Roman. Timp în care s-au găsit bani pentru acest târg de Crăciun la Piatra Neamț, o sumă destul de importantă. Dar iată însă că justiția se mișcă foarte, foarte încet, pentru că la ora actuală, deși mi-au cerut 1001 de dovezi și de astea, nici măcar nu mi-au fixat un termen de judecat, iar Consiliul Județean mi-a răspuns că ceea ce am trimis eu ca și cerere de suspendare a actului administrativ de organizare a târgului de Crăciun n-ar însemna o plângere prealabilă, deși eu am fost ajutată de un jurist să fac acel demers jurnalistic. Am trimis și pe mail și prin corespondență o mișună, nu mi-a fixat termen, bine mersi târgul acela continuă, bine mersi domnul Arsenie, refuză să ne dea banii pentru aparatul de radiologie. Dar este o altă poveste, să revenim la alegerile. Discutam despre cazul primarului de Roman, care așteaptă să vadă zilele acestea dacă va fi deputat sau nu, se așteaptă acea redistribuire. Discutăm despre condiția lui de astăzi. Nici azi n-a mai venit, nu era la primărie, chiar am trecut venind încoace să mă uit să-i văd mașina. Este supărat și dezamăgit, asta știm, a văzut toată lumea. Era promis o conferință de presă, care vedem dacă va mai fi sau nu în zilele următoare.
Oricum, se așteaptă un verdict indiferent de ce o să se întâmple la redistribuire. Că dacă eu l-am întrebat la modul personal de data aceasta, de altfel ai văzut și declarația pe care mi-a făcut-o în monitorul, dacă ar fi să aleagă între a rămâne în primărie și a se duce în Camera Deputaților, pentru că mai mult ca sigur la redistribuire va primi un post, ce ar hotărâ. Dumnealui mi-a zis că era extrem de obosit, mi-a zis că nu dă declarații oficiale așa la modul la care să-l înregistrez cum facem noi jurnaliștii și mi-a spus că s-a sfătuit cu familia și că ar prefera să plece la București. Probabil că mai așteaptă încă redistribuirea. Mă întreb însă ce se va întâmpla din punct de vedere al funcției sale în partid, pentru că am văzut că la centru și-a dat demisia. Alina Gorghiu, da, demisionat, și-a dat demisia. De altfel, și Bolojan, secretarul general al partidului, mai cel puțin... cel care a coordonat campania până la urmă, Varujan. Campania, nu Varujan a coordonat-o, a fost primarul de Arad, Falcă. Falcă, corect, da, așa Falcă, este. Acesta nu și-a dat demisia, a spus că nu are de ce, cu atât mai mult cu cât scorul lui la Arad a fost superior sau unul destul de... Și am văzut declarațiile domnului Falcă care spunea că dacă Dacian Cioloș ar fi intrat în campanie electorală măcar cu 2 săptămâni mai devreme, că el s-a decis mai greu, pietre. Da? Exact. Spunea că dacă ar fi avut Dacian Cioloș încă 2 săptămâni de campanie, scorul PNL-ului la nivel național ar fi fost altul. Acum... Și chiar la nivel local, domnule Oreanu susține că scorul său este unul superior. Chiar pot să-l spun. Da, sigur, el sigur. A candidat la Camera Deputaților, PNL-ul a obținut 67.736 de voturi, 31.71, superior celui la nivel de țară, da, dar iată că de data asta a recuperat PSD-ul, că a avut 9.208 voturi, 43.37%. Aici s-a întâmplat ceva, ne-l amintim pe senatorul, de acum fostul senator Ioan Chelaru, care ne mărturisea mereu, domnule, neamțul și romanul parcă e dintr-o altă lume, dintr-o altă țară, niciodată nu votează cu ceea ce se întâmplă la nivel național. Iată cumva nemțenii și romașcanii s-au aliniat la decizia națională. Oarecum și a recuperat scorul rușinos de la alegerile locale. Eu mai susțin că mai există un pericol pentru Roman dacă Laurențiu Leoreanu se va decide să plece în Parlament. Eu nu știu dacă PNL-ul va reuși să lase un primar, l-a ținut pe viceprimarul Lucian Micu. Acum, de când s-a hotărât să candideze domnul primar, nu mai scoate în față. Când înainte susține că tot ce mișca la Roman, numai primarul ieșea și-și asuma. Acum cam târziu ar să-și asume și să Lucian Micu, nu? Să recupereze. Deși dacă ai urmărit și la 1 decembrie și la asta și vicele Micu a preluat ceva din discursul acesta cu ușor patetism al primarului. Pe de altă Roman. Parte, primarul ce a făcut? A plecat în concediu de odihnă ca să dea deoparte toate speculațiile că în perioada de campanie electorală se folosește de statutul de primar și într-adevăr a rămas Lucian Micu, care l-a reprezentat pe primar cam la toate manifestările. Dar nu în toate situațiile, Ia să ne amintim de povestea cu aparatul de radiologie. Cine a tăiat panca, nu? Da, a tăiat panca și a ținut să ne spună că este pentru o zi încă primar. Da, și aici eu am o întrebare. Cum de nu s-a putut inaugura aparatul de radiologie până acum? Că am înțeles că tot n-a fost plătită ultima tranșă de bani. Nu este încă nici acum plătită. Dar acum s-a putut inaugura. De ce? De ce acum, s-au putut inaugura pentru că, într-adevăr, acolo eu am avut-o într-o emisiune și pe directoare și am insistat din nou și pe problema aparatului și pe problema ambulanței tip de terapie intensivă mobilă, da. Da, și mi-a explicat că pentru darea în folosință a unui asemenea aparat trebuie foarte multe acreditări de la Institutul Nuclear, dacă nu mă înșel. Am înțeles, și a durat până au adunat toate aceste. Și
Pe de altă parte, l-am văzut pe domnul Arsenie, apropo de domnul Arsenie și de dorința sa de a face bine romașcanilor, într-o conferință de presă, chiar în vinerea dinaintea alegerilor, în care a perorat pe subiectul aparat de radiologie, cred că cel puțin 5 minute, deși nu prea avea legătură cu campania electorală. Eu am impresia că el a vrut să contracareze loviturile venite din partea liberalilor, care în campania din localitățile din jurul Romanului, din zona metropolitană, au ținut să spună despre, și să le explice oamenilor, da, așa, despre nedreptatea făcută Romanului. Ceea ce aici eu mă raliez, pentru că într-adevăr nu ar trebui să fim victimele, pentru că la vechiul aparat, eu să spun că eu sunt un om care fac de două ori pe an radiografii și de fiecare dată mă duc cu mari emoții la aparatul, mă duceam la aparatul vechi, uite, la asta nu n-am apucat încă să merg, pentru că avea un grad de radiere destul de ridicat. El era ieșit din normele acelea de protecție, cel puțin de vreo 5 ani. E, ăsta ai văzut că nu are... Da, dar înțelegem că cel vechi va fi în continuare și acela utilizat. În policlinică va fi dus. Ori dacă ar face atât de mult rău, de ce l-am mai utilizat în continuare? Nu știu dacă mult rău. Este un anumit grad de radiație ăsta nou. Sau depinde și de câte ori pe an te expui, da, să faci o radiografie. Eu un an, cel puțin de două ori trebuie să fac radiografii. Dar subliniam aici că mi-aminteam că înainte de campanie, dumneavoastră l-ați întrebat pe domnul Leoreanu dacă va folosi chestiunea cu aparatul de radiologie ca pe o armă în campanie electorală și au spus că nu, că nu se amestecă lucrurile, că nu o să aducă nimeni vorba de așa ceva. Exact. Deci haideți să ne amintim că rămân mărturie înregistrările noastre, că politicienii s-au învățat să nu-și mai amintească parte dintre declarații, cam așa e. Da, însă aici totuși este o mare nedreptate făcută Romanului, iar modul arogant în care tratează președintele Arsenie chiar pe noi, pe jurnaliști și cetățenii Romanului, mi se pare inadmisibil. Ori iată că lumea, vorba ta, deși sunt patru televiziuni, nimeni nu știe că au reușit să speculeze și acest lucru. De altfel, eu discutam chiar cu președintele Colegiului Medicilor, doctorul Crezichi de la Piatra Neamț, care era ușor supărat pe mine ieri când monitorul apăruse problema asta, că nu-i corect să politizeze sănătatea și problema aparatului. Da, eu i-am cerut o poziție, deci în calitatea mea de jurnalist, văzând, domne, hai să mai apelăm și la Colegiul Medicilor. Corect. Și dumnealui a fost ușor supărat interpretării pe care eu i-am dat o declarației sale, deși așa, per total, a găsit-o corectă, în care era de părere că nu trebuia politizat și nu trebuia folosit în campania electorală acest lucru, dar arunca responsabilitatea din punct de vedere al Colegiului Medicilor în spinarea doctorului Arbătescu de la Roman, care se pare că n-a mișcat niciun deget pentru a se a protesta, a face un demers, un simplu demers. Așa, și iar președintele Arsenie a ieșit în conferința de presă și a spus că primăria nu l-ar fi rugat niciodată, ori acest lucru nu este adevărat și eu i-am trimis chiar ieri doctorului Chezechi niște faxuri prin o întreagă corespondență. Există, cred că, vreo 5-6 adrese. Și să nu uităm de invitațiile făcute de autoritățile locale pentru Arsene de a vizita spitalul și de a vedea la fața locului aparatului. Da, exact, l-am rugat în asta, l-a trimis, așa, a trimis consilierul pe doctorul Andruță, dar l-a trimis conjunctural, pentru că era vorba de o reclamație pe care el a încercat să o speculeze. Și să știți că momente potrivite au fost. Ne amintim de dezastru de la Căminul pentru Bătrâni, când a picat plafonul pe ei acolo. Arsenie a venit în teritoriu, s-a întâlnit cu Leoreanu, aveau șansa să meargă și în spital. Și ar fi trebuit să se ducă în spital, că aveau internați acolo. Exact, erau pacienți acolo. Dar, da, vedeți? Să nu-i spună cumva cineva, domnule, vezi că aparatul ăsta, ce-i cu aparatul? Și am înțeles că nici astăzi nu s-ar prea obosi
să fac acest lucru, să vedem ce o ieși din asta. Revenind la Roman, deci avem pe de o parte posibilitatea să spunem că Aleureanu Sesca, domnule, eu rămân în primărie și atunci Romanul poate fi în continuare vitregit și de conducerea PSD de la Consiliul Județean, dar și de noul guvern PSD și de un prim-ministru care la rectificările bugetare s-ar putea să nu mai trimită, știu eu, special, adică în județ va trimite banda pentru Roman mai puțin și avem situația sau în deloc. Care, sau deloc, și avem situația în care Aleureanu zice, domnule, plec, mi-ajunge în primărie, plec. Și atunci va fi cumva ironizat și arăta cu degetul. Tu, domnule, nu primar, care ai ajuns deputat la redistribuire, că altfel da, n-ajungeai. Tu din gloria exact. Celor 76% cu care ai luat alegerile locale, ți-am spus că chiar era afectat la discuția mea de ieri primarul, întrebându-se pe sine și întrebându-și familia dacă a meritat să lupte atât pentru Roman și tot el și-a răspuns retoric că nu prea și că chiar... Nu știu dacă e o atitudine tocmai bună să vii acum și să zici când, că n-a meritat. Când ești răsfățatul opiniei publice și campaniile sunt așa cum sunt, deși n-au fost extraordinar. Da, dar cum e cu Zicala? Ai câștigat continuu, ai pierdut continuu, știți? Da. Cam așa e, trebuie să ne învățăm să și pierdem. Să vedem ce o să deși se... Deși nu e neapărat o pierdere. Să luăm situația în care el ar fi fost pe locul 1 la Senat, în locul domnului Țapu, că știți că s-a discutat da, foarte mult bine, acolo, despre... Dar dacă ai remarcat... Erau mai multe emoții acum pentru locul 1 la Senat, pentru PNL, decât pentru locul 2 la Camera Deputaților. S-ar putea și acest lucru, dar aici a fost o dispută internă și dacă tu ai fost atentă la campania electorală, Țapu, senatorul Țapu n-a apărut nici o singură dată la în noi, media da. Locală. Cu deci domnul toată Leureanu? Campania, da. Nici cu... Eu am avut emisiune cu domnul Țapu și cu domnul Leureanu. Au venit împreună la noi la CNS. Nu i-am văzut. La mine n-a da, venit. La noi la CNS au venit împreună. M-a surprins și pe mine trebuie să cum, recunosc. Care a fost atitudinea? Tu ca jurnalist să dai că s-au ajutat reciproc pentru că s-a discutat mai mult despre de ce Dacian Cioloș, ce a putut să facă Dacian Cioloș într-un an. Deci discuția a fost purtată mai mult la rezultatele de la nivel național ale lui Cioloș și ale guvernului chiar, Cioloș. Chiar dacă ai văzut, eu am urmărit că s-a transmis în direct de la noi, de la televiziune, acea lansare a avut, chiar a avut loc chiar în vinerea dinaintea alegerilor. Discursul lui Țapu a mers pe comparații între guvernul Ponta și realizările exact. Guvernului Cioloș. Apropo și de Cioloș, și cu atacuri, să știți, da. Și cu atacuri, apropo da. De Cioloș, după mine a fost mare greșeală conducerii centrale și ce să știe Romașcan, bătrânul care a ieșit când el știa că îl votează tot pe primar. De altfel, am văzut că tu ai făcut niște transmisii de undeva la Horia sau de unde? Nu, erau din cartierul Nicolae Bălcescu. Deci, de unde a votat domnul Cazan și care domnul Micu. Am văzut că a avut și o dispută domnul exact, Cazan. Exact, cu doamna președinte, dar să știți că s-a repetat că la fel a fost și la locale. Deci e cu repetiția acolo, cred că se simpatizează de nu mai pot cei doi. Apropo de rezultatul lui Cazan, l-am întrebat domnule, dar ce faci? Ești din politică? Și a zis, a nu, cum să ies? Că în particular îmi spusese înainte de aceste alegeri că dacă nu va reuși nici data aceasta se va retrage din politică. Acum s-a răzgândit. Între timp chiar l-am întrebat ieri cum și-a zis, no, dar rezultatele lui la Roma au fost extraordinar. Ia să vedem da, cât vă au rog. Fost. Pe de altă parte mă gândeam că dacă ar fi candidat pe colegiu și nu pe liste, uninominal, atunci ar fi văzut adevărata valoare, să numim așa fiecărui 3, politician. 3,34 sub pragul de la Senat. El a candidat la Cameră. Ia să vedem la Camera Deputaților, da. Ce a făcut la pe de altă parte nici rezultatul PR-ul la nivel național a fost unul excelent de din data ce n-au reușit să intre la cameră. PR-ul n-a reușit să intre la guvernare și probabil că nu se așteptau la asta și vă spun și de ce, doamna Flora, pentru că dacă ați observat, ei au jucat la două capete și anume au pus figura lui Victor Ponta pe toate flyerele lor, Victor Ponta prim-ministru și să știți că pentru o persoană de 70-80 de ani s-ar fi putut să fie s-au un dus votor la exact. S-au dus voturile la PSD. Deci, la PSD exact. Oamenii nici măcar nu s-au mai uitat, l-au văzut pe Victor Ponta acolo, e clar, Ponta, deci cu el trebuie să
să mergem. Da, o să ne oprim pentru pauza de publicitate. Ne întoarcem să discutăm concret cine sunt parlamentarii care astăzi reprezintă sigur județul Neamț și cine sunt cei care ar putea la redistribuire să se adauge acestei liste. Rămâneți cu noi!